Începutul de an școlar este un bun prilej și pentru întâlnirea anuală a educatoarelor de grădiniță. Peste 60 de cadre didactice din învățământul preșcolar au participat ieri la consfătuirea dascălilor, organizată de Inspectoratul Județean din Prahova. Pentru a favoriza participarea tuturor cadrelor didactice, am organizat toată săptămâna consfătuiri județene pe zone, de aceea astăzi suntem la Câmpina. Consfătuirea abordează toată problematica importantă pe care trebuie să o cunoască o educatoare, un profesor pentru învățământul preșcolar. Cadrele didactice au posibilitatea să pună întrebări, să primească răspunsuri, iar noi să ne clarificăm toate demersurile pe care le vom desfășura în anul școlar care urmează. S-a discutat despre organizarea cercurilor pedagogice, proiecte și structura anului școlar. Bineînțeles, un subiect esențial abordat a fost și alegerea manualelor auxiliare pentru copii. Întotdeauna, în cazul copiilor preșcolari, ne gândim ca aceste materiale auxiliare să nu fie foarte încărcate, nici din punct de vedere al culorilor, nici din punct de vedere al cerințelor. Cerințele să fie adaptate vârstei copiilor și prețul să fie oarecum rezonabil pentru părinți. Având în vedere că vârsta preșcolarității este una dintre cele mai importante în dezvoltarea copilului, noi, ca și cadre didactice, considerăm că trebuie să adaptăm aceste auxiliare să fie atât pentru nivelul respectiv, să îi atragă pe aceștia și să încercăm să dezvolte cât mai mult capacitățile pe care copiii deja le au. Oferta pe piață este bogată în manuale școlare, care de care mai colorate și pline de exerciții pentru prichindeii de grădiniță. Consider o părere personală că se complică din ce în ce mai mult, se încarcă mai mult, dar acest lucru poate și ajută, pentru că copilul mic din ce în ce este mai dezvoltat. Copilul acum 10 ani, să zicem, un copil la 3 ani nu avea capacitățile pe care le are un copil acum la 3 ani. Și automat că și lucrurile pe care le pun la dispoziție trebuie să fie din ce în ce mai dezvoltate, mai complicate, mai pentru nivelul lor. Consfătuirea dascălilor a avut loc la Casa Tineretului din Câmpina.